Cu toate că întâlnesc o echipă nou promovată în prima divizie din voleiul românesc, Știința Explorării nu va avea o misiune ușoară în deplasare la Steaua. Formația bucureșteană a realizat mai multe transferuri în această vară. Steaua a schimbat aproape în totalitate lotul și are în componență doar 3 jucători care au evoluat în sezonul precedent în divizia a doua. Bucureștenii au făcut o investiție masivă și au adus atât jucători din campionatul intern, cât și voleibaliști din Serbia, Spania, Ungaria sau Bulgaria. În primele două etape din acest sezon, Știința Explorării a obținut un singur punct după ce a cedat cu 1-3 în fața formației SCMU Craiova și cu 2-3 în meciul cu Volei Municipal Zalău. De cealaltă parte, Steaua a acumulat 6 puncte în urma victoriilor cu 3-1 și 3-0, obținute acasă cu VCM LPS Piatra Neamț și în deplasare cu Știința Bacău. Partida dintre Steaua București și Explorări Baia Mare, programată în etapa a treia a campionatului, va avea loc mâine cu începere de la ora 15:30. Partida va fi arbitrată de Darius Meșca din Ploiești și Nicolae Marin din Galați, în timp ce observator din partea Federației Române de Volei a fost desemnat Adrian Pustiu din Brașov.